Cât de aspectul de siguranță asta le preocupă pe oameni? În primul și în primul rând, deschiderea acestui centru de vaccinare mobil este tocmai în ideea de a crește acoperirea vaccinală a populației într-un ritm cât mai accelerat, în ideea de, cum vă mai spuneam, să avem acea acoperire colectivă, să ajungem la 60% din populație, tocmai în ideea de a stopa transmiterea în masa totală a populației județului și de a nu mai permite virusul să-și facă mutații. Acest centru, după cum se vede, are succes. Cred că ne va asigura o creștere a acoperirii vaccinale, mai ales că nu este cu programare în platformă și este la liber. Actualmente ne-am pregătit cam pentru ziua de astăzi să avem și am adus un număr de peste 500 de doze de vaccin. De specificat că se vaccinează cu vaccin Pfizer. De specificat este că doar populația care vine cu mijloacele de autovehicul se pot vaccina 2 sau 4 oameni într-o mașină, nu mai mult. Nu vom vaccina persoane care vin pe pedestru, tocmai în ideea de a nu a crea acele busculade, pentru că vă dați seama ce ar însemna să vină pedestru și mașini. Din punct de vedere al profilului de siguranță, tocmai așa este gândit, în ideea de a-i supraveghea post-vaccinare pe toți cei supuși vaccinării, minimum 15 minute în parcarea aleasă din spatele dumneavoastră și să fie personal care să-i supravegheze, să-i întrebe periodic dacă au cea probleme și vor primi actele de vaccinare doar în momentul în care sunt timpii de supraveghere încheiați, tocmai în ideea de a nu permite, cum s-a întâmplat chiar cu primul care a dorit să meargă direct acasă și s-a reîntors și a plecat acum 5 minute. Cum stăm cu vaccinarea la nivel de județ? Ce pot să vă spun, că stăm bine, zic eu. Aveam în ultima săptămână o medie cam de 4500 de doze de vaccin administrate. Cu cel de astăzi cred că o să ajungem la 5500, ceea ce eu zic că este o acoperire acceptabilă pentru județul nostru, având în vedere că avem o populație de peste 750.000 de oameni. Și în procent? În procent? Cât am vaccinat? Deci ultima dată erau în jur de 26% din populație vaccinată. Din Cluj, cu ambele doze? Da. 4500 zilnic. 4500 zilnic în ultima săptămână. Mulțumesc. N-au fost tot așa de mult.